Proiectul Shoebox constă în donarea unei cutii pline cu lucruri utile copiilor care nu au parte de cadouri în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce trebuie să conțină însă o astfel de cutie? O cutie Shoebox, o cutie de pantofi, se ia o cutie de pantofi, efectiv, se înfășoară cu hârtie de cadouri. Și putem pune în cutie mai multe lucrușoare. Hăinuțe în stare bună de folosință, dacă aveți prin casă sau puteți cumpăra. Am avut voluntari care au cumpărat. Caietele, culori, depinde de acum și de vârsta copilului, pentru că avem copii de vârstă între 2 și 18 ani, iar în momentul în care vă gândiți să faceți o cutie de pantofi, trebuie să vă gândiți exact pentru cine este acea cutie de pantofi. Pentru o fetiță sau un băiat, pentru de vârsta de 5-6 ani, iar în acea cutie să includeți exact dărișoare pentru acel copilaș. Pentru a putea eticheta cutia de pantofi, donatorii trebuie să specifice cui este destinat darul, dacă este vorba despre o fată sau un băiat și ce vârstă ar trebui să aibă. De asemenea, cei care recurg la un astfel de gest sunt întrebați de către organizator dacă vor să înmâneze personal pachetul. Și asta deoarece sunt părinți care doresc să le arate propriilor copii că există micuți defavorizați care nu au parte de ceea ce beneficiază ei acasă. În acest mod, îi învață să fie darnici. Sediul unde se pot face donațiile în Medjidie este situat pe strada Griviței la numărul 2, între poliție și bancă. De asemenea, alte informații privitoare la campanie, dar și numărul de telefon la care pot suna, le puteți găsi pe pagina de Facebook Shoebox Medjidie sau pe site-ul shoebox.ro. Colectarea se face în intervalul orar 9-11, 14-18. În acest moment s-au înscris 15 donatori care au ajutat și la printarea de etichete și afișe care vor participa și la livrarea cutiilor. Mai sunt doar câteva zile până la încheierea campaniei, iar organizatorul a dorit să adreseze un mesaj oamenilor cu suflet mare. Sunt multe familii în România care se opresc în momentul în care au un singur copil, așa că de multe ori și mie mi s-a întâmplat să de la fetița mea cea mare să am lucrușoare care au fost purtate o dată sau de două ori și sunt în stare foarte bună, așa că vă rog să îndrăzniți să puneți și acele lucrușoare în cutii de pantofi, pentru că veți face o bucurie părinților copiilor defavorizați care nu au parte de atât de multe lucruri cum au copiii noștri. Vă așteptăm cu drag să donați cutii de pantofi pline cu daruri pentru copiii defavorizați din Medjidia. Vă rog să îndrăzniți, să veniți. Suntem o familie cu copii ca și dumneavoastră și facem asta pentru a ne ajuta aproapele. Numărul record al cutiilor s-a înregistrat în anul 2013, când s-au strâns la nivel național peste 30.000. Colectarea se face în fiecare an între 1 și 15 decembrie, iar distribuirea între 16 și 23 decembrie. Proiectul a început în România în urmă cu 7 ani, iar de atunci s-au deschis anual din ce în ce mai multe filiale de colectare a cutiilor pline cu cadouri.